Bună seara, dragii mei, sunt Tarotela cu o nouă etalare la alegere, după cum scrie în titlu, despre ce ar trebui să faceți voi din perspectiva îngerilor. Cu alte cuvinte, mesaje de la îngeri pentru voi. Am vrut, pentru că tot e sărbătoare, este Sfânta Maria, adormirea Sfintei Marii. Sfânta Maria reprezintă femeia divină și e o zi specială. Femeia divină, în general, printre multele simboluri, reprezintă receptivitate, blândețe, deschidere către energia masculină, creatoare, eventual tatăl, mesajele pe care le putem primi pe cale intuitivă. Sunt multe simboluri. În fine, aș vrea astăzi, deși etalarea este atemporală, aș vrea astăzi să fac această etalare. Știu că sunt în întârziere cu ultimile patru zodii. Sper din tot sufletul să reușesc. Aș fi vrut să termin acum 2 zile, dar au intervenit multe chestiuni în viața mea. Am o viață foarte, foarte plină. Cel puțin anul acesta, dar în general am o viață plină cu diferite chestiuni. După cum vedeți, am pregătit o serie de cărți. Pentru fiecare aveți o. Cum aș putea să fac eu, ca să le vedeți mai bine? O pietricică. Ia să fac așa. Da? Ca să le vedeți. 1, 2, 3 și 4. Nu? Cum vreți voi să alegeți? Aceste alegeri sunt foarte variabile, evident. Dacă voi vreți să alegeți după numere, dacă numerele vă spun ceva. Dar eu spun că unul e bine să nu vă fixați pe un anumit număr și pentru o anumită persoană alegeți doar numărul respectiv. Mai schimbați din când în când pentru că s-ar putea să vină și altfel de mesaje importante. Puteți să alegeți, să zic, gen după culoarea ochilor, să zic albastru sau culoarea cuiva sau hainele pe care le poartă cineva sau albastru reprezintă, eu știu ce, apă sau aer, da? Deși aer poate să fie și alb, în fine. Aveți aici albastru, acvamarin. Foarte frumos. Acesta e să arăt cu o altă mână. Acesta iar e foarte frumos. Nu cu cea rănită. Numărul 3. Îmi place foarte mult. E un roz deschis, aproape alb. Pentru mine alb înseamnă puritate. Dacă asta vă spune ceva, personajul respectiv să aibă o energie foarte pură sau să simțiți că energia dintre voi este o energie pură, autentică, chiar dacă nu s-a manifestat, sinceritatea se poate manifesta la un moment dat. Albul e sublim din multe puncte de vedere. Acesta e un gri, pentru mine, nu știu exact cum se numește această piatră, dar mie mi-aduce aminte oarecum de ochiul de vultur. Am avut cândva ce mi-a plăcut. Mi-a plăcut și ochiul de tigru și ochiul de vultur. Da, vedeți cum vă alegeți, da? Sunt 4 numere, eu le pun la loc. Voi puneți pauză, eventual, și voi continua. Cum să-mi așez eu cărțile? Ia să le pun așa. Numărul 4 aici, numărul 3 aici, numărul 4 mai. Acana, mai Acana. Ok, numărul 1. Cei care ați ales numărul 1 și aveți acvamarin. Poate, într-adevăr, unul dintre voi aveți ochi albaștri, de semn de apă sau de aer. Pentru mine, cel puțin în desen, aerul reprezentăm și prin albastru deschis. Sau e o situație emoțională între voi doi. Însă n-am venit acum în această etalare să descriu pietrele și simbolistica lor, ci să vă transmit un mesaj sau mai multe mesaje de la îngeri. Haideți să vedem. O să le așez frumos. Primul a fost 9 de oglinzi. 9 de oglinzi. Interesant. Acum am văzut asta. Consider. Foundation. Foarte interesant. Și, ca să iau și o carte în direct, da, să completez cu o carte. Numărul 1. Dată.
ori. Ops, de 3 ori chiar vrea să vină. Oh, cineva fuge. Vedem o carte că am nevoie să o clarific. Clarificăm 7 de spade. 7 de spade. Clarificăm 7 de spade. Frumos, prea multe, te rog. Și totuși o să le las, deși sunt multe, dar o să le las. Am senzația că se leagă. Unul dintre voi este căsătorit. Voi. Dintre voi, nu știu de ce am zis dintre voi. Am avut senzația că acest mesaj se referă la o persoană din viața voastră. V-ați gândit la cineva anume. Deși mesajul este pentru voi. Dacă sunteți voi și v-ați gândit sau aveți în gând pe cineva, vedeți și voi cum vine... Cum se potrivește mesajul, dar unul dintre voi, că sunteți voi, că sunt ei, wow, aveți niște probleme în cuplu, destul de mari, 5 de monede, sunteți căsătoriți sau stați cu familia și vreți să încheiați acest ciclu, acest capitol, vreți să încheiați această lume pentru că hodron tron brusc a venit inspirația sau a venit, nu neapărat o atracție, da, e cavalerul de bâte, e o atracție teribilă, a unuia față de celălalt, dar această atracție are un scop și aici dezvoltăm ideea, da? Prin mesajele care au venit. Scopul acestei atracții, nouă de cavalerul de bâte, în viața cuiva care are probleme de cuplu, da? Și care va trebui să decide, ia uite ce interesant, doi de monede, între această nouă dragoste, da? Și ce s-a întâmplat sau cum au trăit ei la un moment dat în cuplu, acesta, da, un cuplu stabil, serios, tradițional, dar în care nu erau fericiți. Și aici este provocarea unuia, sau a voastră, sau a persoanei care este în mintea voastră, că voi alegeți pentru voi, puteți să alegeți pentru voi și totuși știți bine că în mintea noastră uneori bântuie câte o persoană sau uneori mai multe. În fine. Dacă știți că vă gândiți la un personaj care trece prin această situație sau voi sunteți căsătoriți și ați simțit o atracție teribilă față de cineva, da? Trebuie să știți că personajul care a venit, acei 6 de bâte care se regăsește și în mesajul pe care l-ați primit chiar acum în fața camerei, personajul acesta chiar iubește, chiar e într-o vibrație frumoasă. She loves. 6 și cu 1. Este o persoană echilibrată. 6 este un număr echilibrat. Este, pentru mine este numărul lui Venus. Și e o persoană autentică cu acest 1. Și 6 și cu 1 știți bine că înseamnă 7. 7 este numărul lui Dumnezeu într-o formă sau alta. Este o persoană spirituală care iubește, iubește profund și nu doar e că iubește, eu știu, persoanele cu care e în relație, familia, prietenii, eu știu, cei cu care au diferite, eu știu, relații. Încerc să îmi aleg cuvintele, da? Nu doar asta, dar acest personaj iubește lumea, iubește universul într-o formă specială sau într-un fel în care unul dintre voi n-a mai văzut asemenea formă de dragoste. Și tocmai pentru că acest personaj, 6 de bâte, da, apare în viața voastră sau a lor, voi sunteți în viața lor sau ei sunt în viața voastră, am zis, unul dintre voi trăiți niște transformări. Este lumea, vă doriți să aveți altfel de relații de cuplu, faceți diferența acum. The only thing that is real is love, da? Cel care a trăit în relații convenționale și tradiționale, da? Și pe care și-ar dori să le încheie. În această perioadă știe, e conștient că trebuie să găsească o strategie, nu musa e de evadare, de eliberare. De eliberare de această karmă, de această lume în care a trăit până acum. Dar această strategie se face evident cu mult stres, 9 de spade.
9 de spade și oarecum este un pic amânată, tocmai din cauza că acest personaj, dacă e un personaj la care v-ați gândit sau sunteți voi, vedeți unde sunteți, eu așa am simțit nevoia, na? Personajul acesta. Și nu contează semnul, contează faptul că este stabil, este în principiu echilibrat, dar poate prea pragmatic, prea cu picioarele pe pământ, dar sunt și calități în sensul ăsta, da? Nu e o acuză că e cineva cu picioarele pe pământ și cu capul pe umeri, nu? Dar ideea este că acest personaj, voi sau ei, stați într-un cuplu în care nu sunteți fericiți. Și din acest motiv apare trăsnetul, din acest motiv ați apărut unul în viața celuilalt, da? Unul în viața celuilalt a apărut ca să îi atragă atenția că singurul lucru real nu este această stabilitate care oricând poate fi dărâmată, da? Printr-un cutremur, printr-o criză, prin dispariția cuiva sau pur și simplu, pentru că turnul înseamnă și trezire, poate să fie și trezirea cuiva, da? Trezirea cuiva și trezire în dragoste. Văd că se întâmplă, apare 10 de cupe, valetul de cupe și 9 de cupe. Cele două au apărut în fața voastră. Acesta a venit în timp ce am pregătit cărțile, dar 9 de cupe. Acest personaj este plin de speranță, speră. Speră că, deși este într-o situație stresantă, speră că va avea curajul să vă cucerească la un moment dat și să-și exprime toate aceste sentimente. Dar ca să ajungă nu doar la acest curaj de a exprima sentimentele pe care le simte față de voi, ca să facă acest pas, trebuie să învețe să se iubească. Da? Vedeți unde sunteți. E un 9 de cupe, 9 de oglinzi. Da? Și aici este provocarea, să zicem, sau greutatea lecției, pentru că lumea înseamnă și lecție, lecție învățată. Aici este greutatea lecției. Acest personaj tradițional, calm, ok, nu zic că nu este, e de bun simț, da? De bun simț. Dar sunt foarte mulți oameni buni, cu potențial excelent, de bun simț, care nu sunt fericiți în casă, în familie, da? Acest personaj a trăit într-o lume monocromă, da? Într-o lume închisă, în preconcepții, am zis tradiții, da? Șabloane, programe mentale, este un patru de aer, da? Și în această perioadă sau nu doar în această perioadă, întâlnirea cu voi, am zis că îi provoacă să vadă lucrurile dintr-o nouă perspectivă. Să vadă lucrurile colorate și asta datorită stărilor lor emoționale pe care nu le-au mai trăit în preajma nimănui. Este o nouă lume emoțională pe care o trăiesc în preajma voastră. Ei simt acum, într-un fel sau altul, în relația voastră s-a pus oarecum fundația, consideră fundația pusă, da? Și poate că s-a pus această fundație a unei relații în viitor posibile. Da? Printr-o prietenie, da? Deja există o prietenie, o comunicare, sau chiar dacă este mai rară comunicarea, există ceva între voi, da? Într-un fel sau altul s-a pus piatra de temelie. În timp se va construi cu răbdare. Dar deocamdată, cine este într-o familie, trebuie să găsească strategia și nu în sensul viclean. Trebuie să găsească pașii înțelepți, cum să se elibereze de stres, pentru că dacă nu se eliberează de această tradiție, de această karmă în care a trăit, acest personaj nu o să simtă de fapt viața cu adevărat și va trăi toată viața în stres, pentru că sau, repede, care oți fi în această situație, da? Dacă nu se bucură de această oportunitate, de această dragoste mare și plină de emoții, dacă nu va manifesta această întâlnire dintre voi într-o formă sau alta în viitor, va regreta. Deja este într-un stres, 9 de spade. Se gândește. Noaptea, ziua, cum să vină să vă cucerească, repet,
și să-și exprime valetul de cupe sau să aveți o discuție, nu doar ei să-și exprimă, poate că așteaptă și ei un răspuns la întrebările pe care le au, da, nouă de spade are multe întrebări. Și dacă ieși cineva cu un marcaj în semn de aer, că tot am văzut apă și ară, ați văzut emoții și gânduri. Da? Dacă e cineva cu un marcaj puternic în semn de aer, nu vor, zic marcaj, neapărat zodie, că am văzut și semn de pământ, da? Acest personaj are nevoie de răspunsuri. De ce simt pentru tine tot ce simt? Pentru că până acum n-am mai simțit așa ceva pentru nimeni, da? Și asta încearcă îngerii să vă transmită. Dacă voi nu știți, de fapt, efectul pe care îl aveți în viața acestui personaj, să știți că aveți un efect deosebit. Și asta pentru că știți și voi că iubiți Universul într-o formă necondiționată, delicată, artistică și, într-un fel sau altul, voi cel puțin care sunteți aici cei inspiranți, dacă sunteți voi și ascultați pentru o persoană, da? V-ați învățat să mergeți așa cu, să vă lăsați un pic în voia valurilor. Iar apă și aer, am zis, unul dintre voi este mai emoționat sau este mai deschis. Înțelege că nu poate să trăiască o viață întreagă în închis, în reguli, da? În rame, în șabloane, da? Unul dintre voi este mai liber emoțional. Visează, creează, se bucură de viață altfel. Nu o vede atât de strict, da? Alb, negru, gri. Nu, e mult mai colorată, mult mai vibrantă. Și cu lacrimi de bucurie și cu lacrimi de tristețe, dar e altfel, da? Aici este mesajul pe care îl primiți de la îngeri. Dacă voi vreți să construiți ceva cu acest personaj care v-a fost în gând, pentru că ați avut în gând sau aveți uneori în gând acest personaj, să știți că există potențial. Acest personaj începe să vadă lumea dintr-o altă perspectivă datorită vouă. Dacă nu sunteți voi în această perspectivă a persoanei emoționale, vibrante și știți că sunteți aici, da? Mesajul de la înger este că dacă vă veți exprima, dacă aveți acest curaj să vă duceți să exprimați, puteți construi ceva deosebit. Puteți manifesta această speranță. Mesajul nouă de cupe înseamnă și speranță. Și speranța cum se manifestă dacă nu prin rugăciune? Pentru mine nouă de cupe reprezintă și steaua în tarot, varianta cea mică a stelei, deci rugăciune. Dacă sunteți în varianta tradițională, da, trebuie să vă rugați, trebuie să învățați să vă iubiți pe voi înșivă și să aveți deschidere, să vă lăsați uneori în voia emoțiilor, da, să ieșiți din aceste restricții în care stați. Dacă voi sunteți aici, în această poziție tradițională, trebuie să găsiți o strategie. Și repet, nu este vorba de minciună, să nu fugiți de emoții, pentru că dacă fugiți de emoții, o să regretați toată viața. Dacă vă lăsați. Da, e o senzație un pic de prea plin, că vă scufundați, că vă înecați în atâtea emoții, dar lăsați să treceți, pentru că această stare de așa zis înnec, da, este urmată de transformare. Aceste emoții vă vor transforma. Și veți vedea viața altfel, deja o vedeți altfel și vă veți deschide către noi dimensiuni. Acum, am spus, e interesant că el este numărul 7, parcă am vorbit mai devreme, la 6, 1 și 7, da? Poate ceva se întâmplă în 7 zile, 7 săptămâni. 7 este un număr karmic pentru mine, poate unii sunteți în sa de sati, dacă știți ce aceea. Când Saturn trece peste lună, luna voastră natală, și se întâmplă lucruri deosebite sau în opoziție cu luna sau cu soarele, da? Saturnul vostru este provocat într-un fel sau altul. Sau Saturnul în tranzit provoacă niște planete. Deci cam acesta ar fi mesajul. Bucurați-vă! Bucurați-vă, descoperiți această sensibilitate în cazul în care voi sunteți cei tradiționali. Lăsați-vă duși de val. Lăsați-vă, faceți un pic de
scufundare, da? Cât mai profundă, cât mai. E provocator să te duci să descoperi, da, lumii undeva sub. N-am făcut niciodată, dar am văzut la televizor. Încă n-am făcut. Poate cândva voi face. Dar cred că e fascinant și sentimentul ăla că aerul, apropo de apă și aer, aerul cu care tu nu poți să, fără de care nu poți să existi, da, este dozat. Ce faci? Ce faci ca să te poți bucura de acest potențial pe care nu-l ai oricând, da? E o nouă dimensiune, e o nouă lume. Într-un fel sau altul, există un grad de prietenie sau se poate prin prietenie în timp, pentru că 7 fiind numărul lui Saturn pentru mine înseamnă și construcție cu răbdare. Puteți fi împreună dacă vreți. Dacă vreți. Oricum, prietenia clar este la baza acestei povești și prietenia și întâlnirea dintre voi, oricare ați fi voi cei care ați ales numărul 1, cei tradiționali sau cei inspirați, Dumnezeu v-a adus împreună pentru ca celălalt să îndrăzne. Uf, deja am așa un sentiment de compasiune și ceva. Nu pot să zic că îmi vine să plâng, dar e așa o strângere de inimă. Am senzația că acest personaj, nu știu, chiar îmi pare rău. N-a iubit, n-a simțit atât de profund pentru nimeni. Ba chiar îmi vine să și plâng, da. Și toate aceste emoții pe care le simte, este ceva nou, este ceva copleșitor. Evident că este frumos, dar e frumos, dureros de frumos, dacă aș putea să folosesc termenul, știți bine că se poate, dureros de frumos. Da, dureros de frumos. Acest personaj trebuie să învețe să se iubească. Și voi le arătați calea către iubire, dacă voi sunteți aici. Dacă nu sunteți voi aici, lăsați-vă. Și am zis, repet, sunteți cei tradiționali, lăsați-vă duși de val, țineți legătura cu acest personaj și veți simți, uite, și aici e un curcubeu, și aici e un curcubeu. Poate, deși nu prea fac etalare pentru asemenea cazuri, dar poate unii dintre voi sunteți în vibrația curcubeu, dar trecând peste asta, mie îmi place să privesc curcubeu din perspectiva biblică, a speranței și a legăturii cu divinitatea. Femeia divină este cea care îl inspiră pe bărbat în această poveste. Și femeia divină poate să fie evident și într-un bărbat dacă este intuitiv, a lucrat. Cam atât deocamdată. Sper că v-a plăcut, da? Am vorbit de. Oh, înseamnă că o să duc etalarea la cine știe cât, ca și timp. Doki, ochi, doki. Cei care ați ales numărul 2. Cred că e multă pasiune. Roșul ăsta. Și chiar dacă nu ar fi, o să vedem, dacă nu e vorba de pasiune în viața voastră într-o formă sau alta, ar putea să fie sentimentul de stabilitate, nevoia de stabilitate a voastră, să fie provocată. Ia să vedem ce cărți au venit. Aha, interesant, Matt, Justice. Mi-aduc aminte de Metallica, dar Justice. Numărul 8. Interesant că e etalare în august. Vorbim de justiție, de echilibru. A fost și poarta leilor, da? Ce mesaj a mai venit? Iubește, 8, transformare și aici iar 8-a, 8-a, interesant. 8-a, 8-a, iubește ceea ce ești sau cine ești, fii de ajutor. Cred că este post-transformare fi de ajutor. Oh, ce cărți puternice! Burning Hero, numărul 3. Conștiința a fost clarificată de outsider. 5 de monede. Mesaj de la îngeri pentru cei care ați ales numărul 2. În primul rând, încercați să fiți în echilibru. În momentul în care vă veți echilibra pe voi, veți manifesta și justiție divină în viața voastră.
Pe de-o parte, unii dintre voi trebuie să treceți printr-o perioadă de trezire spirituală și de transformare cu conștiința, da? Conștiința își deschide al treilea ochi. Prin acest treceți unii dintre voi printr-o noapte întunecată, da? A sufletului. Vă simțiți eventual excluși din societate, din anumite cercuri? Puf, poate aveți, iar ce stare am. Poate vă simțiți mici în fața universului, simțiți că universul a pus o poartă grea în fața voastră și nu știți ce să faceți, dar trebuie să vă transformați. Cum să treceți prin această poartă, nu? Trebuie să găsiți soluții creative, nu doar, pentru că este 5, dar poate că trebuie să vă transformați. În ce sens? Să creșteți mari, asta e o transformare, nu? Care se întâmplă în timp, ca să puteți să rupeți lanțurile sau să vă transformați într-o altă ființă, da? Sau să intrați într-o altă dimensiune și să treceți prin poartă. Apropo de portal, unii dintre voi trebuie să vă descoperiți o forță pe care nu credeți nici voi că o aveți, dar veți vedea că veți descoperi acest erou care arde, prinde foc, prinde pasiune, prinde potențial. Apropo de 5, da? De 5, care înseamnă pentru mine și casa 5-a aleului a creativității a copiilor. Unii dintre voi poate... Multe lucruri simt. Dar, hai să o luăm așa, ordonat. Am zis de stabilitate. Trebuie să vă regăsiți stabilitatea în acest proces de transformare. Fără această transformare nu vă veți găsi, de fapt, adevărata stabilitate, da? Pentru că 5 de monede, fiind outsider, nu se simte stabil, evident, da? Fiind în afara unei situații, restricționat, da? Nu te poți simți sigur când ești restricționat, decât dacă ești într-o variantă foarte înaltă, da? Ca cei sfinți care au fost... apostolii care au fost ținuți în închisoare, numai ei s-au simțit ok, da? Dar zic, transformarea aceasta, ei puteau să treacă prin ziduri, prin portal, prin porticuri, într-o altă formă, da? Energetică. De-aia zic, este nevoie de o transformare. Că această transformare la nivel emoțional, energetic, spiritual, evident că este, dar poate să fie și de altă natură. Poate să fie și o transformare la nivel, la ce? În privința banilor, interesant că tot avem 8 și 8, da? Dar ca să atrageți acești bani, ca să atrageți echilibru, dreptatea pe care o așteptați, poate unii aveți nevoie să sunteți în tribunal pentru un copil, așa a venit mesajul, așa îl transmit, da? Și trebuie să vă iubiți așa cum sunteți. Ok, că unii, dacă v-ați și despărțit, dacă sunteți puși în situația în care să vă creșteți copilul altfel decât ați crezut vreodată, sunteți căsătoriți și trebuie să treceți printr-un divorț, iubiți-vă așa cum sunteți, cu experiențele astea, pentru că asta vă fac pe voi frumoși, asta vă fac frumos, valoroși. Și în momentul în care vă veți transforma, veți putea să fiți de ajutor celor care trec prin situații similare. Sunteți, mesaj de la înger, sunteți o ființă divină încântătoare care merită lucruri minunate în viață. Merită să primească. În momentul în care acceptați acest lucru, trebuie să fiți deschiși, să și primiți. Simt că acest mesaj 4, 5, 9, 8, 8 și apoi 9. Poate se continuă până în septembrie sau chiar dacă ascultați altă dată. Acest 9 înseamnă creșterea voastră spirituală după ce treceți prin transformare, da? Trebuie să învățați să și primiți ajutor. Deci nu doar să oferiți, să și primiți. Pentru că sunt foarte mulți care doar oferă. Și la un moment dat pierd și se întreabă, da, de ce? Pentru că eu am fost amabilă, generoasă, pentru că trebuie să înveți să și primești. Eu spun că trebuie să spun. Iar o chestiune de comunicare. Comunicare cu voi, cu divinitatea. Aha. Numărul 3 poate să reprezinte pentru unii chakra a treia, a egoului, în sensul frumos al cuvântului, a încrederii. În momentul în care simțiți că vă pierdeți stabilitatea, dacă treceți printr-un divorț sau prin niște chestiuni legale, iar aveți senzația, poate chiar aveți motive să vă simțiți neîncrezător în voi, dar aici este mesajul.
Aveți încredere că divinitatea va face dreptate într-o formă sau alta, mai devreme sau mai târziu se va face dreptate, dar pentru asta trebuie să vă păstrați încrederea și energia. Sunteți printr-o, cum se zice, The Dark Night of the Soul, da, noaptea întunecată a sufletului, unii dintre voi. Ups, ce-a sărit cartea aceasta, dragii mei. Ia uite, judecata, nu întâmplător a apărut această carte, judecata 20, numărul 20. Hai să o și pe asta, ia uite. 10 de bute pentru mine, este job, da? Sau căsătorie epuizantă în care nu mai știți cine sunteți, de-aia trebuie să vă separați, să vă dați demisia, să vă schimbați jobul. Da? Pentru că sunteți restricționați în această situație. Poate să fie și acasă, să vă pună, eu știu, părinții prea multe în cârcă, să aveți prea multe de făcut, să nu ieșiți la joacă, vorba bine la joacă, da? Dar înțelegeți ce vreau să zic. Și dacă sunteți cu familia din care, știu, o trageți. Sunt restricții, sunt responsabilități și aici trebuie schimbată treaba. Aici trebuie judecata. Judecați bine. Cum să vă echilibrați, cum să vă transformați. Judecați bine, regina de spade. Poate că aveți regina de spade și împărăteasa. Pe de-o parte, puteți să aveți marcaj în balanță, că tot a apărut balanță. Clar, unii dintre voi, marcaj, poate e doar ascendent. Deci trebuie să vă faceți curaj. Într-o problemă. Interesant, poate unii dintre voi sunteți, vă simțiți mici în fața cuiva. Asta pentru că am văzut regina de spade lângă împărăteasă. Există un personaj treaz spiritual sau care a trecut deja prin această perioadă, este într-o stare de abundență, într-o formă sau alta, și ar trebui să comunicați cu ei. Pentru că trei înseamnă și comunicare și trebuie să vă faceți curaj. Cum să mă duc eu la acest, wow, mare? Sau poate nu neapărat mare, la acest personaj care deja vede lucrurile cum eu încă nu pot să le văd, da? Pentru unii. Da. Pentru unii am zis. Da, ia uite. Am zis bine. E o căsnicie. Care este provocată? Că sunteți voi care vreți să ieșiți din căsnicie, da? Marele preot și zero, nebunul. Vreți să simțiți dragostea, vreți să creșteți lângă cineva care vă iubește. Ați avut probleme în copilărie, cu probleme cu mama, în mod special unii. Și dacă aveți acum probleme, în orice situație ați fi, este și din cauza că nu ați comunicat corect cu mama voastră sau mama voastră nu a comunicat corect cu voi. În fine. Aici este. Trebuie să alegeți. Iar asul de spade, judecata. Trebuie să vă vindecați, aveți răbdare, să vă vindecați, să vă faceți, ia uite, curaj, ia uite, și asul de bâte. Să faceți curaj. Să fiți creativi, regina de bâte, am zis mai devreme. Să faceți curaj că puteți rupe lanțurile, să aveți răbdare în această transformare. Și am zis că trebuie să alegeți între ce faceți, stați în aceste blocaje, ia uite și aici 9 de bâte, sau alegeți fericirea, eliberarea din cușcă. Și în primul rând eliberarea vine prin conștiință, prin trezire, prin transformare, da? Apoi se va manifesta în practic. Vine prin acest ideal, 10 de cupe un ideal, care unii spun nu poate fi atins, da? E un curcubeu, este aer. Aer, apă. Și totuși, acest curcubeu atât de abstract ca și concept poate fi materializat la un moment dat, da? Dacă ieșiți din această viziune tradițională, dacă vă eliberați sau, eu știu, încheiați un contract, am zis, contract, 10 de bâte sau o familie, da? Vă eliberați de această tradiție, de această karmă și o luați de la zero și puteți cu sufletul deschis, transformat, 8 este numărul scorpionului, da? Puteți să manifestați abundență și nu doar fericire și dragoste sublimă. Dar pentru asta trebuie să cuvântați, să judecați bine,
să judecați. Ia uite, judecata, regina de spade, justiția, cum să vă echilibrați și să vă faceți curaj. Iar roșu, interesant că ați ales o piatră care conține roșu, da? Roșu și galben. Să exprimați pasiune. Unii dintre voi s-ar putea să vă fi pierdut pasiunea în această atmosferă. De-aia am avut așa stările astea, așa de... parcă v-aș fi luat în brațe pe unii dintre voi. Aici este mesajul. Ascultați îngerii. Și judecata, ce poate reprezenta mai bine această transformare dacă nu judecata? Renașterea din morți, da? Vă simțiți blocați, puși la pământ, ascultați îngerii. Că tot e sărbătoarea astăzi, da? Rugați-vă și veți primi mesajele. Interesant că și aici justiția are tot aripile roșii, da? Parcă ar fi același personaj, varianta feminină, să zicem. Eu zic că este frumos mesajul. Sper din tot sufletul că v-a plăcut și vouă. Ar mai fi ceva de adăugat? Da. Dacă cineva se luptă pentru un copil și se simte nedreptățit, iubiți-vă așa cum sunteți, pentru că în momentul în care ne simțim nedreptățiți sau oprimați, oh, da, mulțumesc de mesaj, nu mai suntem deschiși către dragoste și undeva apare și ia uite, cavalerul de cupe și împărăteasa, femeia divină, partenerul care vă poate iubi așa cum meritați. Dar pentru asta trebuie să fiți deschiși. Către transformare. Să ieșiți din acest cavou, din acest eu. Aici poate portiță dintr-un cavou. Știu că sună foarte dur, dar e o noapte prin care treceți. Și primiți semnale. E ca un foc, da? Cineva vă face semn cu focul. O flacără. Activați flacăra aceasta din voi. Burning hero. Există un erou în voi care încă nu s-a manifestat. Și nu vorbesc doar de erou, poate să fie și o pasiune care încă nu s-a manifestat. Tocmai pentru că aveți multe, ați avut multe de dus în cârcă. Dar, chiar dacă încă mai treceți prin niște provocări, se va face dreptate, mai devreme sau mai târziu, voi trebuie să fiți în echilibru, să vă păstrați echilibru în această transformare. Pentru că aici e o corabie, da? Pe niște ape tulburi. Ca să nu vă... să nu naufragiați. Ori naufragiați, ori vă păstrați echilibru să puteți merge mai departe. Da, mai pică. Câte una, câte alta în această călătorie, mai pierdeți una alta, dar important este să ajungeți la destinație. Voi încă nu vă știți destinația. Destinația voastră este acest erou, plin de pasiune. Aici este. Cam atât. Da, cam atât. Pentru unii, uite că nu e chiar cam atât. După ce veți fi trecut în această transformare, într-adevăr, pentru că va fi Burning Hero și fiți de ajutor, veți descoperi că aveți o misiune specială. Deci toate aceste greutăți prin care treceți acum vă vor face mai puternici, mai îndrăzneți, dacă rămâneți în echilibru, da? Dacă rămâneți plini de speranță, îndreptate, virtuoși. Și virtuos nu înseamnă să le îndurați așa, de? Să le duceți, să rămâneți la jug. Virtuos înseamnă altfel, da? Altceva. În momentul în care veți fi trecut prin aceste greutăți, veți vedea că misiunea voastră este cu totul alta. Să fiți eroi într-un moment special, deja trecem prin momente speciale. Planeta aceasta trece prin momente speciale. S-ar putea să trebuiască să ajutați pe cineva care este într-o situație de genul acesta.
Și ca să-i puteți ajuta, trebuie și voi să vă transformați și să vă ajutați. Cum poți să ajuți pe cineva dacă tu pe tine nu te-ai ajutat? Da? Da. Sper că v-a plăcut. Da. Hai să strâng cărțile și să trec la următoarea etalare. Cei care ați ales numărul 3. Piatra albă. Ok, hai să vedem. A zis o chestie care ține de puritate, de sinceritate, de ceva frumos. Acesta a venit jos. Prima carte a fost, de fapt, Storyteller invers. Un soi de eremit invers. Și aici este un împărat. Lucrurile sunt mai profunde. The heart of the matter. Și uniunea inimilor. Interesant. Foarte. Foarte interesant. Nu ziceți și voi la fel ca mine? Ia uite. Ce e așa de interesant, Ela? Ce e așa interesant? E! Uitați de câte ori văd aici. Inima, the heart of the moment. The heart of the matter. Inima, în inima momentului, în inima materiei și union of hearts. Uniunea inimilor, e o chestiune care ține de inimă. Lucrurile au stagnat în aparență sau au evoluat greu pentru că sunt mai complicate decât par. Da? Lucrurile sunt mult mai complicate decât par. Sau decât ați crezut voi că sunt. Și din cauza aceasta, situația a intrat în stand-by, într-o stare de adormire aparentă, evident. Numărul 22 și 28. 22 e un număr maestru. Adunate fac 4 și iar revine 4. Ce mai avem? Un 4? Nu. Deocamdată. A fost provocată în această poveste, a fost provocată sau provocat sentimentul de stabilitate al unuia dintre voi, mai ales cei care se simt în această energie a împăratului, dacă nu sunteți voi, este o persoană din viața voastră. Împăratul poate să fie tatăl, soțul sau perechea voastră divină, pentru că avem o uniune a inimilor, da? Cele două suflete perechi sau flăcări gemene. Însă, această carte care arată că lucrurile au mers foarte greu, nu le-ați înțeles, ați avut confuzii și totuși în timp acestei, eu știu, stări de confuzie, îngerii au lucrat, că tot vorbim de mesaje de la îngeri. Îngerii lucrează și aici este mesajul principal. Îngerii lucrează, au lucrat ca să vă aducă împreună și se întâmplă cât de curând veți fi împreună cu această uniune a inimilor. Ce aș putea să zic decât că în foarte curând timp veți fi împreună. 22 și 28 totuși nu e distanță mare, da? Cât mai e? 22... Da, 6 ar fi. 6 între 22 și 28. Că ar fi 6 zile, ar fi foarte frumos pentru voi, ar fi super fain și pentru mine m-aș bucura să-mi confirmați în 6 zile că v-ați întâlnit. Poate să fie 6 săptămâni. Poate să fie altceva. Interesant, 6. 6 pentru mine reprezintă și casa muncii, a vieții de zi cu zi, poate vă întâlniți pur și simplu, hodorong, tronc, brusc, pe stradă și se întâmplă această uniune a inimilor. 2 și cu 8 sunt cei doi care se transformă, s-au transformat până acum în această perioadă și se vor transforma altfel. În ce sens? Dacă până acum nu s-a comentat, nu vreau să zic, nu s-a vorbit, pentru că există storyteller, da? Povestitorul. Dar a venit invers. Deci nu ați comunicat, da? Aici se leagă cele două cărți. Nu ați comunicat până acum. Ați comunicat probabil telepatic, unii dintre voi. Ați comunicat telepatic. Unii dintre voi v-ați însingurat. Cred că amândoi, într-o formă sau alta, v-ați însingurat, pentru că există eremitul. Tocmai ca să înțelegeți, să găsiți această lumină. Și lumina e
Chiar dacă uneori nu vedeți, pentru că uneori nu vedem că avem ochii închiși. Pe de o parte, s-au amânat lucrurile și au mers greu datorită ambiției cuiva, încăpățânării cuiva. Poate că a fost și căsătorit, poate a avut sau are un job important, poate dintr-o familie importantă, are bani, are chestii. Și aici a fost provocarea uneia dintre voi. Dar, trecând peste acest mesaj. Ah, ce frumos! Împăratul și împărăteasa, pentru că trei este arcană majoră, da, reprezintă creativitate, dar reprezintă și marea, și nu marea preoteasă, poate sunteți și mari preotese unele dintre voi. Reprezintă femeia divină, bărbatul divin și femeia divină și uniunea inimilor. Ce frumos! Ce frumos! Și prin creativitate puneți baza, pentru că patru înseamnă bază, stabilitate, unei relații de lungă durată, stabile. Creativitatea este, ia uite, creativitatea de aici este prezentă și în Cartea Împăratului prin acest cuibușor cu ouă. Sunteți foarte fertil împreună. Acum că veți face copii, rămâne de văzut. Poate că aveți. Și ați fost separați din niște motive și acum vă reîntâlniți și vă bucurați, eu știu, de familia voastră, de copii, de ciorfi. Dar poate nu o să fiți toți căsătoriți. Ați putea, pentru unii, nu știu ce, dar așa simt nevoia să transmit, ați putea să fiți împreună și să faceți o familie frumoasă. Dar, ce frumos șahti! Iar 19 și 16 sunt două cărți care sunt foarte apropiate, 16 și 9, 3. Între 16 și 19 sunt doar 3 cărți și aici este 6, da? Multiplu de 3. Iar comunicarea, da? Multiplu de 3. Însă, trebuie să se echilibreze această lipsă de comunicare. Și Shakti este o energie feminină extrem de puternică. Femeia este extrem de puternică și bărbatul cred că a trebuit să crească până la gradul acesta de împărat, de bărbat divin, în această perioadă în care nu s-a comunicat. Interesant că a venit masterul, iar figura masculină în acest set de cărți, o figură masculină, a venit invers. Bărbatul încă mai are ceva de învățat, dar probabil că pentru unii să încercați să nu fiți în ego, să ziceți, nu, că eu nu mai am nimic de învățat, nu. Dacă ați întâlnit această femeie, cu siguranță mai aveți ceva de învățat. Dar faptul că ați apărut împreună, da, împăratul și împărăteasa, da, uniunea inimilor, chiar așa, în acest proces de creștere, sunteți mai pregătiți decât înainte. Sunteți mai pregătiți. Probabil că mai aveți doar așa, câțiva pași, 3, 6, cât să puteți să ziceți că sunteți... Da. Egali. Într-o formă sau alta. Pentru că egalitatea asta, poate unul are bani, altul are spiritualitate. Unul e mai pragmatic, altul e mai sensibil. Vă completați. În sensul ăsta, când vorbesc de egalitate, la asta mă refer, la completare. Da. Unul are ce îi lipsește celuilalt. În aceeași cantitate sau... Înțelegeți, da? Și am zis, femeia este mai puternică dintr-un anumit punct de vedere spiritual. Bărbatul a trebuit să crească în această lipsă de comunicare, în această tăcere. Și există o energie sexuală extrem, extrem de puternică între voi. Este Shakti. Este Shakti. Așa vă dau mesajul, pentru că așa vine în momentul în care veți fi împreună, veți simți. Veți simți că sunteți o singură persoană, da? 2 și cu 8. Cât înseamnă 10? 1. Fuzionați unul cu celălalt. Intrați unul în inima celuilalt. Și prin această energie sexuală, cred că pentru unii dintre voi, în momentul în care vă veți împrăji și vă veți săruta, eventual veți face dragoste, deși etalarea nu este de dragoste, dar așa simt nevoia să vă transmit, veți trezi această șahti și în celălalt. Această șahti ține pentru mine și de Kundalini. Wow! Veți fi extrem de creativi. Și masterul, faptul că a venit master invers.
Ce simt? Chiar dacă bărbatul acum nu este în deplinătatea potențialului său spiritual, poate este material dacă e împărat, dar spiritual încă nu este. În momentul în care se va întâmpla această uniune, acest bărbat va deveni maestru spiritual. Și aici, ce stare am. Și în acest motiv s-a produs această întâlnire, ca această femeie foarte puternică, energia ei feminină, Shakti din ea, să activeze bărbatul divin din voi. Cum se va manifesta acest maestru în viitor? E o altă poveste. Deocamdată, nu știm. Important este că trebuie să vă întâlniți și că e pe aproape. Ui, dar ce fior pot să am. E foarte aproape această întâlnire. Sunt destul de multe persoane probabile și aici avem multe persoane probabile că veți... Vă veți întâlni într-o mulțime, într-o formă sau alta. Ia uite, iar împăratul, mai. Încă o carte, clarificăm împăratul. Aici este... Roșul acestui bărbat este sexualitatea, da? Felul în care acționează. Aici este, va fi transformată. 8 și cu 9 și cu 1, iar 10, 1. Se reactivează această energie dintr-o altă perspectivă a iubirii necondiționate. După această întâlnire, acest bărbat, nu contează zodia, puteți să fiți voi bărbat și știți că aveți o femeie specială care urmează să vă întâlniți, da? Știți, nu trebuie să vă zic eu vă zic că în curând o să vă întâlniți. Și la un moment dat, în timp, în spațiu, veți deveni din acest împărat, poate, prea pragmatic, prea hotărât, decisiv în chestiunile lumești, veți deveni un maestru, ce frumoasă transformare. Poate ziceți acum, dar nu cred că acum mai ziceți, poate cândva ați fi zis, că nu mă interesează. Acum sunt convinsă că nu mai ziceți acest lucru. Poate vă puneți așa întrebări, dar ce aș putea eu, cum, încă mai aveți așa un grad de neîncredere, am văzut și valetul de cupe. Se va produce această discuție, o discuție va fi între voi, romantică, sensibilă, sinceră. Și unul dintre voi trebuie să transmită un mesaj. Cavalerul transmite mesaje și cavalerul acționează. Clarificăm acest împărat pentru numărul 3. 6 și 1, 7. Mergem o carte pentru numărul 3. Te rog frumos, clarificăm acest împărat. Asta e. Am vorbit de comunicare, da? Valetul de bâte. Iar roșu. Iar. Da? La capătul setului de cărți, mare preot. Întâlnirea aceasta, legătura aceasta spirituală. Mare preot e o figură masculină, evident. Am zis, bărbatul devine altfel. E ceva, e o transformare care deja se întâmplă de mult timp. Pentru că 2 și cu 2, 4 ar putea să reprezinte energia aceasta, eu știu, povestea aceasta încă nespusă a acestui împărat, acestui bărbat. Și nu e obligatoriu să fie în vârstă, deși, în general, împărații sunt mai maturi, dar este maturizarea unui bărbat. Poate să fie tânăr, care se maturizează într-o poveste de dragoste față de cineva. Cineva care arată alte dimensiuni și, în primul rând, ce se va întâmpla? Nevoia de comunicare va fi... Este o nevoie care a existat și până acum, dar în foarte curând se va manifesta, se va întoarce cartea aceasta în poziție normală. Da? Dacă până acum nu s-a comunicat, acest bărbat își va face curajul să comunice tot ce simte. Dacă a simțit atracție fizică inițial, tăcerea care a fost între voi l-a transformat și acum vede lucrurile altfel. Vrea să inițieze un nou stil de viață profund. Vrea să fie... știu, soț, să fie sprijin, vrea să fie figură spirituală sau poate că nu vrea încă, nu e conștient, dar
am zis, prin această uniune se va activa bărbatul, nu doar bărbatul divin, și maestru spiritual. Și preotul. Mă mir că n-a apărut și judecata. Mă mir că nu a apărut și... Ia, extraordinar, măi! Am zis, ia uite, împărăteasa, împăratul și împărăteasa. Ia uite și acum artificii. Măi, dar câte artificii or să fie, să nu le atri prea rău. Deci nu știu, sper să nu se decaleze sufletul, Doamne, sunetul. Am fost un pic dată peste cap, a început să latre muriți, au fost artificii, măi, deci artificii, da? Aș putea să zic că și ei sunt artificii. Am zis eu mulțime. Nu, ia extraordinar spectacol. Ce o fi, domne, se lasă cu nuntă? Nu știu dacă se lasă cu nuntă, dar o să vă bucurați. A fost un stres tot timpul acestei tăceri. Auziți bubuielile? Da, e Sfânta Maria, dar nu e obligatoriu să fie de sărbătoare. Pur și simplu va fi sărbătoare întâlnirea dintre voi. Și o sărbătoare, cred că în primul și în primul rând, care îngerii se vor bucura că în sfârșit v-ați întâlnit. Și în sfârșit, cei doi, iau te de două ori împăratul și împărăteasa, e excepțional, da? Împăratul și împărăteasa aici. Aici sunt mai verzi. Împăratul și împărăteasa aici. Marele preot și maestru, care inițial a fost așa, da? Este, da, se va comunica, se va da un telefon, se va da un text, se va manifesta după ce a stăcut și ați fost stresați. Poate că a trebuit să vă luptați, să vă luptați cu ego. Mai de ce frumos! Nu, credeți-mă că acum m-am zăpăcit. M-am zăpăcit și de la aceste artificii. Uite, și astea ar putea să fie niște artificii, nu? Ce frumos! Se coboară lumina divină pe voi. Măi, ce mai simt și mie, ce mai simt? La nivel emoțional se activează ceva. Aici este luna. Mi se vor umple sufletele, că tot am văzut inimă, inimă, inimă. Poate aveți conjuncții, poate aveți trigoane, poate aveți aspecte frumoase între luna voastră și luna celuilalt, nu știu. Vai, dar ce frumos, nici eu nu mă așteptam la asemenea etalare. Scuzați-mă, sper că nu s-a decalat sunetul. Iar am zis sufletul, că tot am văzut inimă. Mai. Interesant ce am zis, s-a decalat sufletul. Adică a fost o transformare la nivel sufletesc, a unuia. A unuia. Și a fost nevoie de un șoc. Shakti aduce, da, șocuri, electroșocuri, electroșocuri, ca să se producă această transformare. Pentru că este un 8, da? Să nu uităm că a fost, e un 8. Și v-ați transformat și unul și celălalt. Ce frumos! Cred că vi se va face părul așa. Viu! Vi se va ridica părul în sus, exact ca în această imagine. Când veți fi împreună. Ce drăguț, măi! Îmi place. Sper că v-a plăcut și vouă, dragii mei, cei care ați ales numărul 3. Wow, dar ce mesaje frumoase! Ia să vedem. Cei care ați ales numărul... numărul 4. Numărul 4. Ia, ce ați primit? Ce ați primit? E o piatră care îmi place, dar mai rar am folosit-o în selecții, preselecții. 10 de cupe, 10 de oglinzi, wow! Ia să vedem ce e aici. Trebuie să iertați pe cineva ca să vă puteți de auto. Dragostea face diferența. Dragoste, 10 de cupe înseamnă dragoste absolută, euforie. Trebuie să iertați. Și în primul rând să vă iertați pe voi, partenerii trecutului, și dacă ceva s-a întâmplat între voi, să vă iertați ca să vă puteți bucura de dragoste, că de fapt asta înseamnă. Ia uitați ce zice. Dragostea ajută să vindecăm rănile trecutului și asigură un sentiment de securitate și de stimă față de noi. 3 și cu 1, 4. 4 înseamnă stabilitate, înseamnă casă, 10, e un cuplu fericit. Trebuie să vă iertați, să creșteți spiritual, să vă păstrați flacăra.
Dacă nu puteți să iertați acest personaj, să vă iertați pe voi că eu știu ce s-a întâmplat și veți descoperi fericirea cât de curând, bine, cât de curând, se va manifesta fericirea în viața voastră. Iau de Heaven. Măi, 10 decupe și Heaven, ce cromatică similară, e fantastic. Al treilea ochi și coroana s-au activat deja, sau se activează în momentul în care iertați, în momentul în care iertați pe cineva, iertați pe voi, vă iertați pe voi, vă iertați trecutul. Vai, dar ce cărți puternice! Ce frumos, nu-i așa? E 15 august, Mother Prays. Probabil că Fecioara Maria s-a rugat pentru voi, pentru cei care v-ați rugat la ea și ea s-a rugat pentru voi, ca și energie feminină divină. Fai, ai, ai. Wow, intimacy și, da, intimitate și rai. Mai, va coborâ raiul pe pământ în momentul în care veți, sau așa veți simți, în momentul în care veți fi împreună. Repet, trebuie să vă iertați. Să aveți o nouă viziune, trebuie să vă ridicați în starea de victimă ca să vă bucurați de această nouă dragoste sau nouă viață. Iar lilaul ăsta superb. Și în momentul în care aveți această nouă viziune, veți bucura de abundență. Aici apare abundența sub forma regiului de monede, adică un om care le are de un om matur, o figură masculină în general, da? Sau energie masculină care are cam de toate din punct de vedere material. Dar e foarte frumos că aveți și cărți spirituale. 12 e o carte a spiritualității într-un mod subtil. Pe căi necunoscute se produce această care-i cuvântul? Această întâlnire. Această bucurie cu 10 de cupe și raiul. Da, am vrut să zic transformare, dar uite că în sfârșit am un 8 aici. 3 și cu 5 înseamnă 8, da? Aveți mama a care se roagă și nouă viziune, da? Cineva care învață să se ridice prin rugăciune, să se ridice din starea de victimă, din epuizare, din restricție, din, eu știu, tradiții învechite și se ridică într-o nouă direcție, cu încredere. Ce sunt niște pene, acum văd, adică am mai văzut, dar acum am observat mai devreme. Nu văzusem, sunt niște pene. Se activează o energie divină în voi. Prin prezența cuiva. Există cineva? Dragostea face diferența. Hai să vedem ce alte cărți apar. Dragostea face diferența. Intimitate. Știți, intimitatea nu înseamnă musai să face sex. Intimitatea este să vă ascultați sufletul, să tăceți și să vă ascultați, să vă simțiți în tăcere. Intimitatea înseamnă să fiți vulnerabili. Și vulnerabil nu înseamnă musai să fii despuiat, ci să fii sincer cu celălalt, să-i arăți și rănile, da? Să-i spui, să-i povestești despre această perioadă fără să-ți fie rușine și el să te înțeleagă și el să te iubească tocmai că ai trecut prin așa ceva și poți să-i înțelegi și pe alții și nu doar că poți să-i înțelegi, dar poți să faci diferența, dragostea face diferența, poți să faci diferența între dragostea pe care ți-o oferă acest cuplu și ce ai simțit până acum sau ce ai trăit, sau ce ați trăit până acum. Wow! Iar la nivelul inimii simt așa niște palpitații. Numărul 4, mesaje pentru numărul 4, vă rog frumos. Numărul 4. Și ce fericire frumoasă! Uite, acum văd 10 de oglinzi. Deci această fericire se va oglindi în nu știu câte dimensiuni.
va crea reverberații. Da? Uitați, parcă aici se manifestă pe pământ această fericire și va fi toată vibrația asta pe care o adunați împreună în această nouă viziune împreună și abundență pe care o puteți manifesta voi cu cineva, pentru că e clar că apare cineva, e o intimitate, sunt un cuplu, da? Va transmite până la sursă faptul că v-ați întâlnit și v-ați împlinit, da? Mama s-a rugat pentru voi, mama divină s-a rugat și s-a împlinit. E o împlinire, e un mesaje pentru numărul 4. Am zis că piatra mi-aduce aminte de ochi de vulturi și a apărut raiul. Au apărut cerurile, apropo de vulturi care zboară cât mai sus. Veți zbura, clar. Pentru că meritați. Haideți, dăm o carte pentru numărul 4. Mesaj de la înger pentru numărul 4. Deci îngerii spun că dacă vă rugați, veți vedea că dragostea este altfel decât aștept. Nimic nu se câștigă ținând ranchiună sau ținând de dezamăgirile trecutului. Poate unii, iar vă întâlniți cu soțul sau viitorul soț, viitorul partener de viață. Poate deja sunteți într-un parteneriat în care vă târșiți și veți înțelege că de fapt lucrurile stau altfel. Dăm un mesaj. Numărul 4. Mesaj pentru numărul 4. Hai să ne amestecăm și altfel. Cineva e indecis. Sunteți într-o stare de hiperanaliză. Unul dintre voi. Trebuie să decideți mai repede. Nu veți întârziați mesajele din cauza acestei indecizii. Întârziați din cauza indeciziei, întârziați întâlnirea cu acest personaj, intimitatea, momentul de intimitate și de bucurie maximă. Patru de spade ați văzut că trebuie să ierte pe cineva, pe el, pe ea, pe cine o fi, pe mama, tata, colegii, cine o fi. Trebuie să iertați. Încă nu s-a găsit acel as de okay. Bine, greu, uite, cavalerul de monede se manifestă greu, dar e de durat, ajunge la regele de monede. Vine foarte greu acesta. Sunt niște blocaje, da? E o rezistență. Dacă nu blocaj, e rezistența cuiva. Rezistența cuiva în transformare. Dar. Și este datorită incapacității de a ierta. Aici este sfatul. Îngerilor, iertați-vă, iertați pe toți cei cât puteți. Și dacă nu puteți, rugați-vă să puteți să iertați. Că unor știu că vine greu și iertarea. Clarificăm cavalerul de monede, te rog frumos. Clarificăm cavalerul de monede pentru numărul 4. Pe numărul 4, din o carte, clarificăm. Nu face greu, vine. Probabil că și voi ați așteptat această fericire și nici voi nu o să vă vină să credeți că o veți bucura de ceva deosebit. Deosebit, da, trebuie și pune numărul 4. 4 e destul de încăpățânat, de... Da, vă veți simți stabil în noua direcție, în noua variantă. Am văzut male preo, da. Hai, clarificăm cavalerul de monede, te rog. Aici este, da, mai azi cineva se minte, da, fuge de adevăr, încă, mai, aici este. Cineva e foarte rațional și încearcă să fugă de emoții, da, aici este, regina de cupe iartă, e blândă, vă poate asigura această stare de 10 de cupe, euforie și raiul pe pământ din punct de vedere emoțional, sentimental, spiritual. Probabil că cineva este foarte pragmatic, rațional și aici este, are tendința să fugă. Nu mai fugiți. Nu mai fugiți sau, dacă ei fug, înțelegeți că le este frică, că încă, în primul rând, trebuie să se ierte pe ei. Cine fuge, fuge din frică, da?
Și am zis că vin lucrurile greu. Cavalerul de monede, ați văzut cât am amestecat. Iar o altă carte care arată întârzierea unor lucruri este Spânzuratul, dar se completează și nevoia de temperanță. Dar toate trei exprimă răbdare și o mișcare foarte lentă. Dar aici este, de-aia ați ascultat acest mesaj, se va întâmpla fericirea, uniunea, raiul. Îl veți simți, îl veți atinge. Dar interesant că de 2 ori apare spânzuratul, da, 12 și 12. Acest personaj care vine, sau lucrurile care vin greu în viața voastră, vin pentru că trebuie să vă schimbați viziunea. Să vă eliberați de karmă, să vă schimbați viziunea, să vă conectați la spiritualitate sau ei, evident, dacă nu sunteți voi, sunt ei, da? Și să vă vindecați. În primul rând, vindecarea vine pentru amândoi, pentru că sunt două cupe, vă vindecați unul pe celălalt. Dar unul probabil că are capacitatea de a vindeca mai mare și celălalt are nevoie de vindecare, o perioadă până ajungeți în starea de echilibru. Unul dintre voi trebuie să învețe spiritualitatea, probabil acest personaj. Da. Frumoase cărți. 1-1-1, ia uite, așa am văzut. Foarte frumoase cărți. Este o confirmare. Repet, chiar dacă simțiți că v-ați pierdut speranța, nu vă pierdeți speranța, conectați-vă la îngerii voștri, că de-aia ați ascultat mesaje de la îngeri, rugați-vă la Sfânta Maria și eventual Arhanghelul Mihail să vă dea curaj, putere, dea puterea de... Arhanghelul Mihail este un arhanghel activ, cel mai activ. Și aici aveți cărți foarte încete sau pasive. Rugați-vă la acest arhanghel să vă dea curajul, să vă dea puterea, să manifestați toată această bucurie, creștere spirituală împreună cu sufletul vostru pereche sau flacăra voastră geamănă. Dar știți că la flăcări gemene lucrurile merg greu pentru că transformarea este intensă de ambele părți, dar mai ales în viața unuia dintre voi. Aici este. Unul dintre voi este activ spiritual, celălalt este mai puțin activ și trebuie reactivat. Și atunci reactivarea asta se întâmplă mai greu. Nu. Poate trebuie să schimbați programul, așa cum și eu trebuie să-mi schimb Windows-ul, că nu mai face, eu știu, nu mai răspunde. Trebuie să reactivați programele. Acest personaj trebuie să se conecteze la divinitate, la rai, la sursă. Și nu poate decât în cuplu. Dacă voi sunteți personajele vindecătoare, nu poate decât în cuplu cu voi. Dacă simțiți că ei sunt cei care vă vindecă, nu puteți decât în cuplu cu ei să creșteți. Dar, în general, cei care au nevoie de creștere spirituală nu prea ascultă. Adică nu că, da, încă posibil ei să nu asculte tarot. Mai au multe lucruri de învățat. Cam atât, dragii mei, sper că v-a plăcut, vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup încă o dată. Și la mulți ani tuturor celor care sărbați astăzi Sfânta Maria. Numai bine, la revedere!